haideți, lucrăm acum. La ce? La geometrie? Numai la aia vreau mai doi DJ cu tine. Deci să lucrăm la... Da, mă duc și la geometrie. Hai, e prea mult să facem geometrie. Facem algebra azi. Suntem obosiți. Obosiți și facem partea a doua nu merge. Exact. Oricum nu facem. Hai, să facem algebra, n-am mai învățat de mult. Am văzut că și aici avem eu testante, vezi? Exact, destule. Deci este motivul pentru care vrem să lucrăm. Dați-mi culegere, vreau. Aici am eu un geanta Gardener, domn profesor, găsiți toate culegerile, eu vreau. Așa. Ce zicem acum? Mai facem cu radicale? Noi acum nu facem. Facem un pic de aprofundare. Da, că am văzut că aveți destule greșeli. Hai să zicem așa. 2 plus. Vin difracții, 3 supra, 2 minus o doime, 2 minus o doime, și ștergi în ea prea lungă, plus 4 plus linii de fracție, plus 4 plus linii de fracție, deci plus linii de fracție, la numărător 4, iar la numitor este 2 plus o linie de fracție, la numărător 3, iar la numitor este 2 minus o doime. Asta este. Calculăm. Lucrăm aceste chestii. Zine-mă. Vom avea 2 plus 3 ori... 3 ori? Dar numai tu îi faci operația de plus. Hai să facem aici. Amplificăm 1 pe 2 cu 2. Da, deci coloci... 1 pe 2 cu 2 ai zis? 2 cu 2. Adică 2 cu 2. Pe 2 cu 2. Și o să avem 4 minus 1. Poate 3 pe 2. Nu. Mai vreau rezultatul aici. 3 pe 2. Da. Da, 3 pe 2. Corect. 3 pe 2. Da. Plus. 4. Supra. Amplificăm 2 cu 2. Nu, întâi facem așa. 2 plus. Hai să lucrăm așa, să vadă la lumea. 2 plus. 3 supra. Și lucrăm aici. Cât e 2 minus 1 pe 2? 3 pe 2. 3 pe 2. Amplificăm iarăși. Adică hai să vorbească numai 1, da? Da. Și pe aceea tot să vă să treceți. 2 plus. 2 plus 3 da? Ori 2 pe 3. 3 ori 2, 2 pe 3, 3, da. Plus 4 supra. 4 supra. 2 plus 3 ori 2 pe 3. Și egal cu... 2 plus 3 plus 6 pe 3. 3 cu 3 3 se simplifică. 2, adică 6 pe 3 care e 2. Da. Dar de ce? Simplifică, eu îl văd. 2 plus 2. 2 plus 2. Plus 4 supra. Plus 4 supra. 2 plus 2, 4. Adică 4 egal cu 5. 4? Egal cu 5 tot. 4. Plus 1, acolo. 4 supra 4, adică 1, da? 5. Da, zi-mă așa, că nu înțeleg. Plus 1, 5 egal cu 5. Da? S-a terminat. Da, lucrează Adi. Următor, Adi, te rog pe tine. 17 supra 18. Minus. Deschid o paranteză dreaptă. Paranteză dreaptă. 0,16 în perioadă. Minus 2 întregi și 5 șesimi, plus, deschidem o paranteză rotundă, 0,4, minus 0,5 în perioadă, și închide paranteza rotundă, așa, și închide și pe cea dreaptă, egal cu. Egal cu, egal cu. 17 pe 18 minus pătrată 16 minus 1 pe 90 minus 16 minus 1 pe 90 cât e? După aia introducem întregi în fracții. Păi, deci, adică 16 minus 1, spui deodată că îți faci 16. 15 pe 90, 90 care se simplifică prin 15 și dă 1 pe 6, zic eu. 6 ori, 15 și 90. 1 pe 6 este. 1 pe 6 minus. Introducem întregi în fracție și avem 12 și cu 5
Așa, 17 pe 6. Plus. Plus. Deschidem paranteza rotundă. Da. Da. 4 pe 10. Bun. 4 pe 10 minus 5 pe 9. 4 pe 10 nu poți să dai că ești în clasa așa, pe 2 pe 5 zici repede. Că suntem și pe ta, mă, că suntem în clasa 7. Deci zicem 2 pe 5 minus... 2 pe 5 minus 5 pe 9. 5 pe 9. Așa, 5 pe cea pătrată, da? Pătrată, egal, da, cu, da. Egal cu 17 pe 18, mai întâi la paranteza rotundă să aducem la același numitor, cel și mai... Și ridicăm 5 cu 5. Unde 5 cu 5, domn profesor? Ah, acolo, de aici, da? Da, da. Adică... Dar nu avem voie să simplificăm, păi, domn profesor. Păi și-am la mine că s-o obosit, sigur că da. De ce fac aici? Trebuie să aducem la același numitor. Da, mă, da. Deci 17 pe 18 minus. Paranteză pătrată, cum pun, Adi? Pătrată. Pătrată, da. 1 da. Pe 6 minus 17 pe 6. Minus 16 pe 6. Adică? Minus 16 pe 6. Prin 2, ei, da. 16 pe 6. 2. 2. 8. Minus 8 pe... Minus 8 pe 3. 3. Da. Plus. 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 Acolo. 9 ori 2, 18 minus 25 minus 2, ce cod minus 20 ceva, minus 9, nu, minus 7, minus 7, deci fac, nu, scrieți în loc de plus minus, minus, așa mă, așa, minus 7 pe, minus, cât am zis, 7 pe, pe cât, pe 9 ori 5, 45, 7 pe 45. Așa și egal cu, închidem paranteza pătrată, egal cu 17 pe 18. Ia, a doua ia trebuie să aduce la același numitor. Cât mai e? 45. 15. Așa, 15 și o să obțin 8 ori 5, 45, 4, 8 ori 9 și cu 4. 8 ori 5, cât? 120 și... 5. Păi n-are 5 euro 40. 120 pe 40. Așa, 120. Deci minus. Minus. Deschid paranteză, da? Da. Așa. 120. Minus 120, da? Da. Minus 120. Minus. Pun o linie de fracții. Da, mai întâi și scriem numitorul 45, comun. Da? Da. Și ai sus minus 120, minus 7, minus da? Minus 7, da. Și eu... acum am scris corect, corect? Da, bine. Acum. Așa și egal cu 17 pe 18 minus, ăsta minus, minus, adică plus direct deodată. Da, aici cât dă? Minus 127 pe 45, da, și acolo e plus după aia. Din cauza minusului din da, față, minus cu minus, plus, plus 127 pe 45, da? Da, cred că se simplifică, ba nu, ba da, pin ba nu, doare. Ba nu, nu, ba nu, da. Ba da, ba nu, ba nu, nu îi dă capul meu. Prin cât adică să încercăm? Dar nu se simplifică. Deci prin 5 nu merge, prin 3 nu merge, nu? Nu. Atunci 18 cu 27 poate merge chiar. Dar nu se simplifică, domn profesor. Așa, da, mă, da, așa. Așa, mă. Deci nu. Și atunci numitor comun? 45, nu. 2 ori 9, 2 ori 9, 18, 9 ori 5. Da. 9 da. E comun, îl luăm. Da. 2, 9 și 5. 5. 9, adică 5, 45 ori 45 ori 2, 90. 90. Numitorul comun este 90. Și asta? 90 împărțit la 18. De 5 ori. Da? Da. 5 ori 40 de 5 ori. 4. Și acum numitor comun 90, am zis. 90, da, și 7 ori 5, 35 și 3, 1 ori 5, 5 și cu 3, 85, da. Plus cu 2, 7 ori 2, 14 și 1, 2 ori 2, 4 și cu 1, 5, 254 plus așa, egal cu, trage linii de fracție 90,
5 cu 4, 9, 8 și cu 5, 13 parcă, da, 339. Supra 90. Se împarte prin 3, domnul. Sigur, prin 3. Da. Da. Hai, Andrei, ajută și tot. 1, 1, 3, te-am ajutat sus. Supra 30, jos, te-am ajutat iară. 113 supra... 5 și gata, atâta rămâne. Nu, să vedem dacă mai avea ceva. Prin 2 prin 3 nu, prin 3 nu, nu, prin 5 nu. Prin 5 sigur nu. Da, prin 7 nu știm, nu merge asta prin 7. Și gata. Da, după aia până este, este ireductibilă. Da? Da, mai aveți să luat. Acum să facă și Andrei. Andrei, conduci tu. E vorba de exercițiul următor, care sună așa. 4 între 3 și 7 pe 30. 4 între 3 și 7 pe 30. Plus 0,2 în perioada 3. Tot într-o paranteză dreaptă de până acum. Minus. O deschidem o paranteză acolată. Paranteză dreaptă. 142 pe 60. 142 pe 60. Minus 3,1 și 5 în perioadă. 3,1 și 5 în perioadă. Chidem paranteza dreaptă. Minus. Minus. Minus paranteză dreaptă. Dar nu puteam să scriu plus direct? Hai puțin. Minus 19 pe 30. Minus 19 pe 30. Așa a dat autorul. Sigur, mai e tare să scriem paranteză rotundă aici. El a zis... Nu mai complicăm. Da. Plus! A zis bine. Bine. Hai să vedem imediat. Păi zis... Bine, da. Nu știu dacă este de acord Andrei, că el lucrează. Băi, avem 4 ori 30 plus 7, care e 127 pe 30. Așa, viteză foarte mare dacă poți să ai, plus... Imediat, plus 23 minus 2 pe 90. Adică 21? 21. Că 23 minus 2, da. 21 pe 90. Așa, minus... Într-o paranteză rotundă, minus, acoladă. Da, acoladă, paranteză pătrată, 142 pe 60. Eu văd că se simplifică. Da. Ca, cu 2. 2, care vine 71 pe 30. Da. Minus? Minus 315. A, de ce nu faci 35 pe minus 1, adică 14 pe 90 și după aia te introduci? A, da, da, dar e bine și cum a zis, Andrei, okay. Numai tu, numai da. Tu, numai 0. Bine, hai și, cât dă? Pe 90, hai, hai să dăm, să introducem aici. 9 ori 8, 180, 184 pe 90. Da. Dar de ce nu te-am zis, mama? Nu te-am spus că am 14 pe 90 și ne dădea 142 pe 45? Tot aici. Da, simplificăm. Prin 2, deci acum simplificăm. Da, așa. Da, trebuie să spunem atunci. Ia spune să facem asta... Hai să facem deodată, da? Da. Da. 100. Hai, și cât dă? 142. Dar hai să scriem. 142 supra... 45. Andrei, ești de acord? Nu da. N-ai fost, n-ai fost. Ia deoparte și o să văd. Uite, Andrei. 3,1 și paranteză 5. Perioada 5 este egal cu... Zi, Andrei, tu cum vrei. 350 minus 31 pe 90, care vine 284 pe 90. Pe 90, simplificăm apa prin 2 ani. Da. Și vine 142 pe 45. 142 pe 45 și este adevărat. Da, așa o zic și adevărat, da. Corect. Așa. Închid paranteza acolo, pătrată, da. Minus. Cum fac? Plus, direct. Deci fără nicio discuție. Așa. Da, acolo, asta unde o închid, domn prof? Apoi, ea de... era cât că la sfârșit de închis, dar am uitat la sfârșit. Aha.
Am uitat să amplificăm 127 pe... Ba nu, nu, mai întâi simplificăm 21 pe 90. Așa. Și cu 3. Cu 3. Vine 7 cu 30. Corect. 126. Dar zi direct cu 2. Plus pe 30, plus 7 pe 30. închidem paranteza pătrată. Da, pătrată. Și avem... Trebuie direct de pătrată. Aici? O lucrăm întâi pe asta. O, mai întâi o lucrăm pe aia. Da, zici. Și... Uite, oricum un 90 cu siguranță. Da. N-ai putea să lucrezi la un capăt altul? N-am putea să lucrăm capodă? Sigur că dacă nu e nimic, nu ne influențează, e înacolată aceea, deci... Da. Renunțăm la paranteza dreaptă. Paranteza dreaptă e deprisos acolo. Și atunci avem de adunat cele trei fracții. Adunați cădere, ce-o fi acolo? Să operați de aceeași rangă? Tot 90, tot 90 va fi, da? Deci am plicat prima cu 3, a doua cu 2, a treia cu 3. Și va fi o singură linie fracție. Da. De acum nu mai pun nicio paranteză. Că, nici măcar nu mai pun. Linia de fracție își joacă minus, rolul parantezei. Deci linie de minus, linie de fracție lungă. 90. Și vom avea 3 ori la 3 ori 7, 21. Minus. Minus. Hai măi, Andrei. 213. 284 că am mai făcut. Da, 213 minus. 24. Plus? Plus 57. 57. Egal cu? Care este egal cu 6 egal cu 6, 134 pe 30. Pe 30. 134, da? 134 pe 30. Minus 7. Minus linii de fracție. Minus 71 plus 57 pe 90. 71 plus 57? Minus 71, ai zis, da? Da. Plus 57. Cât da? 71 cu 57 minus 14, da? 14. Supra 90. Ce pe prima o amplificăm cu 2? Pe 90. Când și costă 2 cu 3? Cu 3. Așa. Și va face... Aici vreau să fiți... Minus cu minus plus! Așa. Deci multă grijă acolo, da? Egal mai departe. Yes. Aici cât fac? 4, 3, 12... Eu fac, că eu... 4, 3, 12 și 1, 3 ori 3, 9 și cu 1, 10, ține minte 1, 3 ori 1, 4, 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. Da. Și dă 400... 2. 402. Ce lăsăm așa? 402. Minus? Plus? Plus! Plus! Plus 14. Plus 14. Egal cu 400... 16 și 90 se simplifică prin 2 pe 245. 400... Deci am amplificat pe 2. 208 pe 45. Bravo, Duț! Ia să vedeți, mai poate simplifica ceva acolo? Nu. Nu? Că... 4 ori 5 ori 9, asta e 25 ori 9, 5 nu l-are sus, iar 9 nu l-are tot ăla sus. În concluzie este o fracție ireductibilă. Nu, mie îmi place că tu ești hotărât, așa, e plus, da, gata, știi? Mie îmi place, adică atunci când a înțeles, a înțeles. Că nu spune Anca, da? Da, Anca. Zicem Anca așa. Modul de 3,7. Adi, un pic închide gura, ca să lucrezi și Anca. Modul de 3,7, scrie-mă în dreapta că e niște uscată tabla și micuți. Modul de 3,7. Da. Închid modulul? Da. Plus modul din 2,9 minus 1,15. Minus 1,15 închide modulul. Egal. Lucrează Anca. Cât e modul de 3,7? 3,7. Deci egal cu 3,7. Plus? 2,9 minus 1,15. 0, scădem, da? Facem scădere acolo. Modul din. Punem încă modulul ca să... Modul din.
Facem scădere, da? 2,90 minus 1. 0,75. Sigur nu-i de rău. 1,75 modul egal mai departe cu 3,7 plus modul de 1,75 și este egal cu? Egal cu 5. Termină după mine. Așa dă? Da. 5,45. Pot să fac și eu unul din ăsta. Acum ți-l dictez și scrie imediat. Da. Zicem, modul din 2,5 în perioadă plus 0,4 în perioadă, închide modulul, minus modul din 1 minus 0,5. 1 minus 0,5. O să fie. Îți dau imediat acum. Lăsăm pe atât. Egal cu modul de 2 între și 5 pe 9 plus 4 pe 10 închide modulul minus 4 supra? 4 pe 10, adică 2. 4 pe? 4. Nu vreau să scriu 4 pe 10, nu știu cum. 4 pe 9. Așa. Da, de modul. Așa, minus 1 modul. Da, modul de minus, să se face deoparte. 1 minus 0,5. 1 minus 0,5. A, da. Cât? 0,5 egal cu? Egal cu. Să introducem întregi în fracții și 9, 2, 18 și cu 5. 23 pe 9. 23 pe 9 plus 4 pe 9 a trebuit din prima, vă deșteptă de mine. Minus 0,5 egal cu 4 și cu 3, 27 pe 9 și se simplifică, da, prin 7, nu. Da, se simplifică prin 7. Cât ori mă pot fac 27? 3. Modul de 3? Care-i 3 minus 0,5. Minus modul de 0,5 sau cum să scriu? Zic, nu știu, așa să scriu? Nu, putem să scriem direct 3 minus 0,5. Și dă? 3 minus 0,5. Și dă? 3,5. Mamă, ia tuțu, 2,5. Mama, dă-l în colo. Deci 3 scăzut 0,5 face 2,5, da? E 3, 0, 0, scăzut 0, dar e dintr-un 3. Nu ziceam că e 3,5. Tu ziceai 3,5. Da, eu trebuie să n-ai ideea, să-i zicător. Miruna, ordonează crescător numărele. A egal cu 2,55 plus 7. A mic, da? Da. Adică e 2,55 plus 7. B mic, 2,55 plus 7. B mic e 2,55 plus 3. Și ce este 2,55 minus 4? Crescător? Crescător. Trebuie neapărat să rezolvi? Da. Fără rezolva. Păi da. Vă poate joc de mine de joc. Care e cel mai mic? Care? Mai... Crescătorul înseamnă de la mic la mare, da. Nu? Da. Andrei, ce faci? Ce e cel mai mare? Ce e cel mai mic? De ce? Din cauza că din 2,5 îmi scăzi. Da, deci 2,5 rămâne de bază. Practic, trebuie să comparăm numărele. Care? Sunt 4 cu 3 și cu 7. Atât. Ce BA e ordinea? Deci ce mai mic decât B, mai mic, ce mai mic decât B, mai mic decât A, echivalent, să facem dovada acestui lucru, locuim pe ce? Cine este 2,55 minus 4. Mai mic decât 2,55 plus 3. Da. Și mai mic decât 2,55 plus 7. Scădem o 2,55 peste tot în șirul de... Așa. A, deci așa se rezolvă asta? Da, imediat o să... 4, mai mic decât 3, mai mic decât 7. În mod normal, trebuia să plecăm de la asta. Minus 4 e mai mic decât 3, mai mic decât 7.
Și adunăm acum, facem procedeul invers, adunăm două cincii și punem în evidență ce-u, B-u și A-u. Deci, când, atenție, când vedeți un astfel de ghișițiu, atâta vreme cât două cincii rămâne de bază peste tot, putem să-l pune ca și X, de exemplu. Da? Deci comparăm, practic, numărul ăsta este minus 4, mai mic decât 3, mai mic decât 7. Deci am plecat, plecăm de la asta. Minus 4 mai mic decât 3 mai mic decât 7. Adunăm 2 5 peste tot și echivalent cu asta. 2 5 minus 4 mai mic decât 2 5 plus 3 mai mic decât 2 5 plus 7. Și ăsta acum se vede că este C-ul. Deci construim pe C, pe B și pe A. Și atunci rezultă că C mai mic decât C mai mic decât B, mai mic decât A și ne oprim aici. Că am obosit, iar colegul vostru așteaptă cu nerăbdare. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Frafala și vă dorim o seară mă dacă continuare. Nu uitați de like și share. Așa și fie. Mintea, baca, v-au furat, zic ei.